Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Vreau să admitem, știți că am trecut primarea cântăreală, am făcut eforturi. Și nu odată. Băi, când recunoaștem că am abandonat? Eu n-am abandonat niciodată. Nu, când recunoaștem că am abandonat, nu că n-am abandonat sau abandonat. Te-am abandonat, am abandonat, dar nu recunoaște. Eu vă întreb, când suntem cinstiți? Că am pierdut, am pierdut bătălia. Asta recunosc. Pierdem războaie după războaie, ești nebun? Poate chiar războiul, dar n-am abandonat. Deci încă ne mai zbatem? Eu încă mă lupt. Stau în tranșie, știi ce zic? Uite, un domn mureșan a slăbit mai mult de 20 de kilograme într-un an după ce a acceptat o provocare pe rețelele sociale. Le-a promis prietenilor săi că va alerga zilnic și s-a apucat de treabă și a postat zilnic câte o poză de la alergare. Bravo lui! Mi se pare ineficient. Eu mă duceam odată la alergare, făceam 10-20 de poze și după aia postam zilnic. Asta era una. Luca de la sala de sport, mai ții minte când mergea la sală? Mergea la sală, da. Da. Păi și ce? Teoretic zilnic, da. Păi în fiecare zi. Păi și așa e. Stai puțin că mă acuză pe nedrept. Deci da. Eu n-am făcut poze și le-am pus, să știi, în zile diferite. Dar? Totul era adevărat. A, era live. A trimis trei poze în 3 luni. Păi alea, deci a fost zile la rând. În 3 luni? Nu mă duceam, dar nu puneam poze. Păi ce să fotografiez? Așa și pe eliptică, mă sui de 5 ori pe săptămână. Și da, ce? Nu slăbesc un gram? Nu este adevărat. Auzi, reușești să dai hainele jos? Sub cuvânt de unor. Te rog să accesi provocarea? Ce? În fiecare zi, cu ziarul de azi. Da. Deci îți cumperi ziar. Când te duci tu, treci pe la piața Obor, pe acolo e ziarul. Ce ziar vrei? Nu contează. Cu ziarul în mână, te pozezi. Abia asta e provocarea. Te filmezi. Da, te filmezi. Că poza poți să morg și eu. Știi, fac un duș, morg, ia uite ce transpirat sunt, uite ziarul. Te filmezi, prietene. Și pui pe Facebook în fiecare zi. Vrei? Și ce rezolvă? Eu zic să... Auzi, adică fac, da. Eu zic să faci live. În fiecare zi. Un live de 40 de minute, mare lucru. Pe eliptică, pe mă uit la Seinfeld. Uite, uiți la Seinfeld, nu-i nimic că pui... Îl pui într-un colț. Telefonul să te filmeze. Și îl lași acolo. Hai. Ne putem gândi. Ne putem gândi. Eu fac treaba asta, nu? Bun. Vă să-ți povestesc episodul de aseară. Băi, am cunoștințe care au reușit această performanță uluitoare. Nu știu cum fac. Sunt ca matematicieni. Nu reușesc să-i înțeleg, dar îi respect foarte tare. Deci oameni care aveau 120, băieți, bărbați, 120 de kilograme, 130 de kilograme și care au făcut, da, mă, și eu am au dat. Slăbit, bine, au rămas la greutatea aia de ani și ani de zile, adică acolo e performanța. Eu știu care e șmecheria. Trebuie să ajungi. Vrei? Telefoane? Da. 0372069599. Prieteni, ajutați-ne. Cât a slăbit cel mai mult și cum? Și de ce? Da, bun, deci... Da, și cum vă mențineți? Adică da, cât de greu, că asta e mai greu, să te menții, de fapt. Adică cum ai reușit să rămâi la greutatea respectivă după ce ai slăbit? Că așa de slăbit, eu cel mai mult am reușit să slăbesc 4 kg odată. Serios? Da. Și asta a fost. Adică eu am slăbit 11 și m-am menținut 8 ani. După care... Cum te-ai menținut? M-am lăsat de fumat și ușor, ușor... Asta e, țigările. Eu am lăsat 27 de kilograme, dar... Tu ai slăbit 27 de kilograme? Da. Nu mai ții minte că era... Uscat tot. Da, și le-am pus la loc cu succes, poate chiar 30. Aia era perioada aia în care nu nimerea butoanele de foame, îi tremurau mâinile. Mergea la sală, nu mai ții minte. Și tu? Că era obez. Nu m-a prins cu sala el. Dar ideea e că... De fiecare dată, cel puțin în cazurile cunoscute de mine, că zici tu că nu știi cum fac. Da. Oamenii ajung într-o situație disperată. Cum ai spus, 120, 130 de... Adică n-au ca noi o 90 și ceva, o sutică. Asta nu te duce în disperare aia, știi? Nu, au 120, sunt la modul, domne, nu se mai poate, eventual îi mai sperie și un medic și le spune, domne, vezi că ești obez, mori în 2 ani. Și atunci se apucă de slăbit sălbatic, da? Și după cât te chinui ca să slăbești 40 de kilograme, crezi și eu că după aia... Ciupești prâna ca să rămâi acolo. 0372069599. Cât ai slăbit cel mai mult și cum? Și cum ai reușit să rămâi la greutatea respectivă? Aici e misterul. Cosmin are cheia succesului. Bună dimineața! Salut, Cosmin! Salut! Bună dimineața, băieți! Să trăiești! Mă, eu cam aveam greutatea cam 90-92. Cam asta mea era greutatea. Și înainte de vară am ajuns spre 98. Și m-am enervat că eu... Mie îmi plăcea cum arătam mai în tinerețe, mai spre 80. Ești exact ca mine. Da. Și eu tot de la 92 am ajuns la 98 și m-am enervat, dar de nervi mănânc. Nu, eu am reușit performanța în 2 luni să slăbesc 15 kg.
cam mult. N-ai mâncat, de la 98 la 83. Păi nu știu dacă e bine așa. În prima lună, da? În prima lună am slăbit 10 kg și în a doua 5. În prima lună vedeai stele verzi, în a doua... Stai mă, lăsați omul să vorbească, îl întrerupeți permanent. Nu mai mâncam micul dejun, beam o cafeluță. Așa. La prânz, dacă mi-era foame, mâncam ceva crochete din astea, dacă... cum le zice la alea cu usturoi, nu mai știu, ceva de genul. Și seara, în loc să rup frigiderul, mâncam jumătate din cât era normal. Bineînțeles că am renunțat la sucuri, la dulciuri. Dacă vreau ceva dulce, mâncam un fruct. Și neapărat, în prima lună când am slăbit 10 kg, am alergat în fiecare seară o oră. Dar alergat pe câmp. Deci nu foame pe... și fugă. Și bătaie. Da, da, ceva de genul ăsta. Și da, chestia interesantă e că de atunci, am reușit să-mi mențin, nu mai trec de 85 nici să vreau. De când? Din vară, din iulie, de la sfârșitul lunii. Ai toată viața înainte. Nimic, mai sună-ne peste 10 ani. Puțin, câți ani ai, Cosmin? Cosmin, câți ani ai? 42. Mulțumim. Hai că e la o vârstă când... Asta nu se pune șase... Ce, din vară sunt 6 luni? 4 luni? Nu, asta se poate. Ideea este cum faci să îți menții asta peste ani. Adică cineva care a reușit să slăbească și a reușit să rămână la greutatea respectivă 3 ani, 4, 5, 6... Când am slăbit, de la 93 la 82, acum 9 ani, și am stat așa vreo 7 ani. Nu și aduce aminte nimeni când ai slăbit. Povești pescărești. Cosmin, mulțumim. Marius, bună dimineața. Salut, Marius. Salut. Bună dimineața, băieți. Bună dimineața. Să trăiești. Vreau să vă spun că am încercat mai multe diete în decursul anilor și au dat randament, după care am pus acele kilograme înapoi pe mine. Suntem predestinați. Dar... Auzi, dar care, spune-mi, care e momentul? Cum ai început să pui la loc? Adică ce te-a determinat să te apuci arăși de mâncat și să... Poate... Păi vedeam că randamentul este foarte mic sau deloc, sau mă uitam în jur la cei care își pot să mănânce orice și eu eram oarecum constrâns să mănânc doar o serie de alimente. Deci pofta te-a rupt în două. Da. Iar de când am auzit de intermittent fasting, adică acum 2 ani de zile, am început această dietă. Și vreau să vă spun că am 48 de kg slăbite. 48 de kilograme? Cu intermittent fasting? Da, exact. Cred că noi înseamnă că am înțeles greșit, că am făcut și noi aici niște intermitent fasting și ne-am făcut 2 săptămâni intermitent. Păi și n-am vrut să stăuiesc 40 de kg, măcar 400 de grame. Cum mă, 2 săptămâni? Aia se ține la lung. Aia nu dai așa adică repede. Adică să nu mănânci 16 ore la un moment dat. Da, asta da. Mă, și în alte 8 ore îți bagi joc de tine. Așa e teoria. Nu îți bagi joc de tine, mănânci rezonabil. Uite cum m-a slăbit Val. Îmi dă mesaj, 23 de kg 9 luni, cu somn mult. Și sală. Și când eram mai poftă de mâncare, băgam o cană cu apă de la robinet. Păi și la Luca de ce nu merge? Că și el are, e cu somn mult. Și sală, da, dar problema e cu apa. Acolo, când e foame mie, eu nu mă duc la apă. Dar apa o evacuez repede, se absorbe repede, trăi ciorbă. Marius, mulțumim. Ionel, bună dimineața. Bună dimineața. Salut. Bună dimineața și ascultătorilor dumneavoastră. Și eu am reușit o performanță de 34, aproape 35 de kilograme în doar 6 luni. Mă, e mult. Cu dietă, cu ajutorul unui nutriționist, cu o clinică renumită din Iași. Așa. Și cu mult sport. Asta s-a întâmplat acum 4 ani și de atunci mă mențin, am un plus de 1 kg, 2, la diferență de 3-4 luni. Deci de la cât ai slăbit? Deci de la 108 am ajuns undeva la 74, după care am încercat și am mai pus doar masă musculară, să zic așa, pentru că îmi spuneau toți prietenii că arăt foarte rău. Păi, cred și eu. Da. Să știi că și mine m-a întrebat când am slăbit atunci ceva, mai mult m-a întrebat dacă sunt bolnav sau am ceva. Auzi, Ionel, dar mănânci ce vrei sau ești atent la ce mănânci? Nu, este un stil de viață. Deja... Am mai auzit asta, deci ai niște restricții în tot ce faci. Nu sunt restricții, sunt principii. Nu mai mănânc pâine cu cartofi, nu mai mănânc, nu știu, carne cu pâine, nu mai mănânc, poate am grijă și la ceea ce beau, chiar dacă îmi permit un pahar de vin seara sau cu prietenii, chiar dacă beau un pahar de suc acidulat,
dar în momentul în care fac un abuz, cu siguranță în următoarea perioadă, următoarele 2-3 zile, sunt foarte atent la ceea ce mănânc, adică încerc să compensez. Bun, mulțumim. Ai, uite, mai avem mesaje, toți prietenii scriu. Și Gabi, 16 kg într-un an cu 5-6 antrenamente de alergare, 60 de kilometri pe săptămână. Gabi sunt, nu se pune. Am lăsat tot la 78 de kilograme timp de 2 ani. Gabi, da, ține cu Dinamo și de acolo este pe stres. Da. Vezi, dietă, 14 kg slăbite în 10 zile cu COVID. Mă rog. Eu am slăbit cu COVID-ul 7 kg într-o săptămână. Și ai pus 9 după primăvara trecută? Da, exact. Mamă, dar și fii atent, că atunci m-am dus, am revenit sub 90, nu mai avusesem sub 90 de mult. Mamă, ce m-am bucurat, ca un copil, zic, mamă, ce bine că am făcut COVID, că măcar am slăbit. Și ai sărbătorit la cofetăria de la parteră? Nu chiar, nu chiar. Știi că două săptămâni, că am zis, zic, orice ar fi, nu mai sar de 90, știți că eu mă cântăresc zilnic. Și vedeam cu ochii mei cum mă duc. Și am tot zis, când am ajuns la 91, am zis, zic, gata, mâine. Nu, mă, tu n-ai nicio șansă. Adică oricine, până și eu cu Vlad, da, avem câte o șansă să mai slăbim. Băi, proveniți din schilozi. Băi, tu n-ai nicio șansă. Proveniți din schilozi. Deci n-am să uit niciodată când am trecut aici pe la, cum se cheamă asta? Cu cofetăria. Cofetăria, mă rog, da, unde mâncăm noi aici? Așa. Băi, am trecut cu el, știi, și știi ăla de dispare, rămâne în urmă, da. S-a întors. Pentru că dintr-un anumit unghi se vedea frigiderul unde erau puse prăjiturile. Avea ceva frumos. Băi, și am intrat, zice, vreau și eu, nu mai știu ce voi. Voi o prăjitură. Și când a venit de la casă, avea două. Două. Ești graz de mic, tată, graz nativ. Voi ați că fost prima dată când m-am întâlnit cu Luca la el în cartier, mi-a zis, zice, hai să-ți arăt ceva frumos. Și m-a luat de mânuță și m-a dus la o cofetărie. Zice, aici au niște pastești de nata cele mai bune din oraș. Hai să luăm. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.